Salutare, am ajuns și la cea de-a treia lecție de nivel B1. În această lecție vom vorbi despre verbul LASEN, care este un verb foarte important și o să vedeți de ce. Înainte de a începe, vreau să vă reamintesc că puteți achiziționa PDF-ul cu lecții de limba germană, cele pe care le găsiți și pe YouTube, le găsiți aici în format scris, plus multe alte lucruri utile. Să-l conjugăm la prezent. Eu las, ich lasă, tu lași, du lest. el, ea lasă, er, zi, es, lest, noi lăsăm, wir lassen, voi lăsați, iră last, ei, ele lasă, zi, lasen. Să vedem acum când îl folosim ca și verb principal. Als fol verb. Als fol verb. Ich lasse dieses Buch zu Hause. Ich lasse dieses Buch zu Hause. poate Er kann das Rauchen nicht, nicht lassen. Er kann das Rauchen nicht lassen. Der rog, Lass uns bitte in Ruhe. las un sbită în rue. Mai departe, ca și verb ajutător, als hilfs verb, când exprimă o permisiune. Ea o lasă pe fica ei să meargă la cinema. lässt ihre Tochter ins Kino gehen. Zilest ihre Tochter ins Kino gehen. Adică îi dă voie să meargă, îi permite. Eu nu mă voi lăsa insultat. Ich lasse mich nicht beleidigen. Ich lasse mich nicht beleidigen. Nu voi permite, da? Să vedem acum cu sensul de a lăsa ceva să se întâmple. În limba germană sună altfel. El se tune. Er lässt sich die Haare schneiden. Er lässt sich die Haare schneiden. Noi construim o casa. Wir lassen uns ein Haus bauen. Wir lassen uns ein Haus bauen, scuse. Wir lassen uns ein Haus bauen. Să vedem acum cu sensul de sugestie. Hai să ne facem temele acum. Las uns jetzt die Hausaufgabe machen. Lass uns jetzt die Hausaufgabe machen. Hai să gătim ceva. Lass uns etwas kochen. Lass uns etwas kochen. Să vedem acum cu sensul de a face o cerere, o rugăminte. Vă rog lăsați aici geamantanul. Lasă-mi zibită din cofer Lassen Sie bitte den Koffer stehen. So vedem acum când exprimo possibilitate. Fereastra Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Das lässt sich gut machen. Das lässt sich gut machen. Să vedem acum la la timpul trecut. La preteritum. Ea nu l-a lăsat în casă. Zilisin nicht ins Haus. Zilisin nicht ins Haus. Și mai departe la perfect. La trecut. Eu mi-am lăsat bicicleta acasă. Ich habe mein Fahrrad zu Hause gelassen. Ich habe mein Fahrrad zu Hause gelassen. das gepäck habe ich am bahnhof gelassen das gepäck habe ich am bahnhof gelassen. er hat das licht über die nacht brennen lassen. er hat das licht über die nacht brennen lassen. Am lăsat-o pe menajera noastră să curețe camera. Wir haben unser Zimmer von Zimmermädchen putzen lassen. Wir haben unser Zimmer von Zimmermädchen putzen lassen. Aceasta a fost lecția de astăzi. Sper că ați învățat mai multe despre verbul lasă decât știați. Dacă da, ne vedem și la următoarea lecție. Până atunci, spor la treabă! Tschüss!